Îmi face schizomazo. Auzi, ia închide ochii. Păi am glumit. Ați spus că sunteți brașoveni și brașoveni. Iată, închide ochii ca să nu ți se facă rău când vezi. O să vezi o prezentare de modă. Am adus muntele aici. Ai văzut? Ia să vezi. Haide să intrăm prezentarea de modă. Aici, Nelly. Milioane de lumini pe stradă, milioane de tâmpi pe zăpadă, magazine pline de jucării. Milioane de fulgi de zăpadă, milioane de copii pe stradă, sărbători. Adina Iliescu de la HEAD. Prezentarea asta a fost pentru domnul Paler, care el e din Brașov și schiază de la vârsta de 4 ani. Cu căpșorul pe spate, pe tetierele doamnei, n-am văzut nimic. Ok, să uitați-vă acum. Mulțumim de asemenea. Sunt superbe, da. Ca o fashion, adică Carmen. Da, fetele. Mulțumim, fetele, fetele. Ok, foarte frumos, foarte, foarte drăguț. Ia să vedem. Despre ținute, ce comentarii? Ia să văd. Mie îmi place chestia asta. Să văd. Aici să vă prezint câte puțin, să vă dau câteva repere pentru colecția HEAD. Așa. Ultima colecție de anul acesta pentru sezonul de iarnă. După cum vedeți, este o linie feminină. Vă atrage probabil printr-o foarte mare varietate cromatică. Head-ul se remarcă prin culori destul de tari, iunii de cele mai multe ori, dar la o apropiere atentă veți vedea că nu doar culoarea vă atrage, ci și calitatea. Mie îmi place să mă uit la ele, la schi, eu n-am să mă mai sui pentru că mi-am rupt odată piciorul, din păcate, glezna mi-am întors-o, săracul, mi-a părut rău de monitor, în schimb. Tare rău mi-a părut de monitor, că aș mai fi stat cu el vreo două zile și două seri pe acolo să mă învețe să schiez, dar n-am mai putut să schiez, că i-a fost foarte drăguț, scuze-mă, a fost foarte drăguț băiatul, da? Mi-a plăcut gestul, cum ai arătat. Păi, dar cum vrei să schiez? Cum schiez? Cu mâinile. Eu am crezut că vâslești. Ei bine, ați făcut o trecere către funcționalitatea produselor. Aș vrea să vă atrag atenția asupra a trei aspecte destul de importante, și anume izolația termică pe care vă conferă jachetele și pantalonii de schi. Adică sau de aia s-au acoperit fetele, că sunt roșii la o e o căldură rău de tot. Da. Materialele sunt impermeabile la zăpadă și la ploaie, vă conferă o circulație optimă a aerului, umezeala nu este deloc păstrată în interiorul jachetelor și ce este foarte, foarte important, cred eu, transpirația pe care o emanați în timpul acestui, practicării acestui sport este eliminată. O culegem într-un săculeț în mână aici. Instant, se duce da. Într-un săculeț. Noi încercăm să vă oferim o accesorizare completă, cu ochelari, cum bine vedeți, mănuși. Tot ce ține de alte articole de îmbrăcăminte pe care le puteți pune pe sub jachetă, pe sub pantalon. Foarte tare!
Raluca, stă foarte bine, mai ales cu pantofii aia cu tochi, ești perfectă pentru un schior. Schior? Da. Eu nu mă uit la schior, știi că am alt sport nu-ți preferat. Nu-ți plac schiori, îți plac fotbaliștii, m-am prins, gata. No! Asta e, e, asta este, nu mai comentam. Șahiștii! Șahiștii, oh, șahiștii îi plac. Și de, yeah, la, de la șah îți place în mod special nebunul că e aici. Doamne, ce ne-am găsit! Da, îți dai seama. Mulțumesc tare, tare mult, mersi frumos. Ne avem nevoie de familie. Constantin, aici, avem, da, nevoie de tine, te rog eu frumos, că o fată a rămas acolo. Cred că voi ajuta chiar. Ia! În sfârșit! Ce-i face acolo, Constantin, ce-i faci? Mai bine, m-am zis și eu că o e, no, ca pe tort, no, așa, că le zici, a, că de asta puternic. Ai venit, Caro, așa. La revedere! Am nevoie de tine, nu